Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică. Este o zi frumoasă de primăvară, aparent, dar nu vă lăsați înșelați. Știți bine că vechii daci erau cei mai suspicioși dintre traci. Pentru că ei, în primul rând, mă rog, hai să spunem bună dimineața invitatului nostru. Bună dimineața, Andrei Pogăceaș. Bună dimineața. Bună dimineața. Ridicați un pic microfonul. Așa, de la Sanremo. Ok. Așa. Ok, se aude? Da, da, da. 2-10-2-10. Cum da. Se spunea 2-10-2-10 în dacă, te rog frumos. Da. Da, da, da. Deci, Andrei e născut în Șomcuta Mare, Baia Mare. Șomcuta Mare, Baia Mare mai încolo. Baia, nu, județul Baia Mare, nu? Județul Baia Mare, da, dacă ne luăm după unele televiziuni. Așa, deci Baia Mare, de fapt e, da. Așa, deci s-a consumat de mic. Și totuși, uite, că a reușit să facă o facultate. A devenit doctor în istorie. Suntem live pe Facebook, în cazul în care v-ați instalat Facebook pe fax, pe pager, pe astea. Și... mă rog, a urmat un doctorat la Cluj, studii post-universitare, a făcut tot ce a putut omenește posibil ca să devină credibil, din ce înțeleg eu. Doctorat în istorie militară, a mers și la Viena, în Austria. Am fost, da. La Viena, din Austria. Și doctoratul se numește Arta militară în țările române în secolul al XVIII-lea. Războaiele ruso-austro-turce și armatele fanariote. E variantă scurtă a titlului. Da, îmi imaginez. Așa, din 2009 este membru al Asociației Terra Dacica Eterna din Cluj-Napoca, un grup de reconstituire istorică și arheologie experimentală pe perioada antică a războaielor daco-romane și a civilizațiilor dacică, romană și sarmată. Da. Așa e. Și, mă rog, faceți multe festivaluri prin țară, vine lumea și profită de ocazie ca să se mardească, practic. Cam cum se mardeau dacii și romanii. Ceva de genul, da. Și în Brăila se făceau chestii astea, dar oamenii nu mai aveau pretextul ăsta cu dacii și romanii, se băteau pur și simplu. Deci, folosind, nu-i așa, armele, da, din dotare. Bun, și Andrei este specialist în toate jmecheriile astea de reconstituire istorică din perioada medievală și de secolul nou. Da, ok, mă rog, nu specialist, da, pasionat de... Cât de cât lucrez, cât de cât impecabil, așa, da. Pe genul ăsta. Încercăm, ia. Bun, așa, și el este unul dintre cei care se amuză foarte tare atunci când dă peste pasaje... peste pasaje. Ne întreabă un ascultător, uite că deja au început să curgă întrebările ascultătorilor. Au început de aseară pentru mine. Da, pentru că Andrei a anunțat pe pagina de Facebook: ține, merge mâine la Morning Glory. Este adevărat că oamenii din Neandertal se trăgeau din daci? Ne întreabă cineva. Chiar și Neandertalul se trage din daci. Da. Deci, da. Tu ești unul dintre cei care demontează toate teoriile astea legate de supremația dacică, despre inventarea de către daci a limbii latine, toate prostiile care se publică în mod frecvent în presa de nespecialitate, ca să o numesc așa. Și hai să începem cu chestia, cuvintele dacice. Ce avem noi? Sau mă rog, ce s-a întâmplat? Da. Ce credem, ce nu credem, adică ce ar fi mai bine să... cum să procedăm? Dacă ai ales așa un subiect de foarte simplu, fix limba, ai putut să alegi de, nu știu, ceramică, orice altceva, fix limba. Exact. Ok, ca să începem așa, într-o notă generală, toată civilizația asta dacică ar trebui reluată și restudiată, reanalizată ca lumea. Da. Fiindcă de-a lungul vremii s-au făcut și greșeli care n-au mai fost corectate, au fost numai luate și... băgate în fluxul de informații. Și unul dintre aspectele astea este și limba pe care o vorbeau dacii. Noi știm că avem acele 50 de cuvinte sau câte ori fi care sunt considerate că vin din dacică. Bulldozer asta cu Z, Zanzibar. Da, exact, pizza și așa. Da. Problema este că... Stamăsii, da. Da, așa. Ce? Și zgura. Stamăsii, mai este și zgura care rămâne de la cuptorul de fier după ce faci lupele, așa.
Da, problema este că o parte din cuvintele astea le găsim, sunt de găsit și prin alte limbi slave și așa mai departe. Tehnic vorbind, s-a mers, s-au luat cuvintele care se știau că vin din alte limbi și ce-au rămas, au zis băieții, până secolul XIX, astea-s dacice. Punct. Deși ele sunt și albaneze. Și slave, și așa. Rusești, și, mă rog, slave înseamnă... Stai puțin, vreau să-mi spui din ce limbă așa vine cuvântul ăsta, dacă ți se pare că e dacic, că mie mi se pare că sună foarte dacic. Kürtăș. Ăsta, da. Tocmai vreau să zic Kürtăș calaci, merge bine, sună tot. Și ăsta la fel, tot dacic e. Seamănă tropotul cailor dacilor. Dacii făceau asta, știi, că dacii întotdeauna beau digestivul înainte de masă. Pălincă, da, era. Pentru că erau vremuri grele și nu se știa dacă mai apuci să mănânci. Și de asta, preventiv, ei beau digestivul ca să fie siguri. Până a venit burebista și lotea viile și a fost... Da, da, accesul la Jägermeister și la alte chestii era. Nu s-a tăiat. Și paharul ăsta, cred că e daci. Un digestiv pe bază de pătlagină. Așa. Dar, bun, deci cuvinte dacice nu prea avem. Mânz, brânză, astea s-ar putea să fie dintr-un substrat lingvistic vechi de tot, din ceva limbi ancestrale. Bun, care sunt cele mai mari tâmpenii pe care le-ai auzit? Pentru că sigur ai acumulat și tu experiența ta, ai și tu nervii tăi. Dacă e numai pe tâmpenii, cred că mai trebuie să mă aduceți niște sticle să stăm până mâine pe vremea asta. De digestiv. Unul la mână, că daci era ortodox și apoi... Așa. Deci ortodox. Stamă, nici nu erau? Nici măcar creștini, direct ortodoxi. Așa. I-au învățat pe egipteni să construiască piramide, aveau tuneluri care străbăteau munții, Dunărea, Marea și spațiu. Au inventat limba latină. Aveau laser. Aveau, bineînțeles, da. Așa. Icoanda, de fapt, a luat laserul de la un... un unchi, dac. Da. Așa, un bunic îl ținea în șură lângă pian și a zis la un moment dat, ia mă, du-te, fă ceva cu el. Ce mai avem? Stai, eu aș vrea să... Stai că sunt prea multe, deci acum examinăm pe... La ora asta eu nu funcționez. Gheorghe Funar. Dacii aveau matinalul pe la 12:01, dar nu la 9 din... Păi îl făceau când se trezeau latinii, că aia se trezeau greu, pentru ei îl făceau. Păi să învețe limba latină. Dacii le dădeau trezirea. Crezi că vă zavea, prepare prăjurdui. Oie la bibliotecă. Da. Che ora es? Cheers, mate. Da, doamne ajută, da. Cum se spunea în dacă? Hai noroc? Cred că nu prost. Nu. În niciun caz. Deci dacii spuneau... Întâi spuneau... Cum spuneau, mă? Tu știi cum spuneau. Ce? Cum spuneau dacii noroc? Haide! Hai că tu știi! Doamne ajută! Noroc! Ba da! Chip! Așa! Și? Wow! Ăsta era semnalul de început al matinalului, dac! El așa s-a născut sau a învățat chestia? A învățat? A învățat de la Zalmoxa. Așa, bun, hai să vedem, trecem puțin în revistă. Da. În cazul în care nu știți ce să faceți, aveți o rochie de training și nu știți ce să faceți și sunteți vedetă, diseară încep, cum le spunem noi rockerii, premiile Pogo, pentru nerockeri premiile Gopo. Da, premiile Pogo, da. Premiile așa zise industriei cinematografice românești. Ce? Rochie de training. Da, premiile Pogo. Training cu spatele gol. Training cu spatele gol eu port în seara de revelion. Scuze, am invitat omul ăsta să uite la noi. Stai, că tocmai mi-am imaginat și trebuie să alung. Tu îți dai seama, actrițele astea superbe, narcisistice, cum sunt ele? N-ai cum să spui că ești actriță și ești narcisistă, că e pleonasm. Dar cum ar face ele Pogo în rochile lor superbe pe covorul roșu? Adiaos, da. Mamă, ce imagine ar fi. Mamă, să o vezi pe Olimpia Melinte dându-i un cap în gură. Lui Diana Sar? Nu. Ba da, lui Diana Sar, că sunt din același serial. Mamă, să vină Ilona Brezoianu, bam! Un șut în... Doamne iartă-mă, lui Aida Economu. Exact. Letiția, vine Letiția. Letiția nu se bate cu nimeni, doar face o criză de nervi. Bam, bam, bam! Bravo la toți!
Așa, bun. Deci le-am făcut praf pe toate și Lia Bugnar vine și scrie o piesă cu actrițe în pragul crizelor de nervi. Toate. Cu tema nu sunt narcisistă, dar te rog să nu mă crezi. Așa, deci, Daci. Deci, poporul primordial, Geto Daci, a spus Gheorghe Funar, a populat inițial întreaga planetă. Deutschland înseamnă țara dacilor. Da, încă nu s-au inventat medicamentele pentru tipul ăsta de inospre gândire, de invenție. Stai, adică tu vrei să spui că nu este adevărat că acum 1000 de ani denumirea Suediei și a Danemarcei de astăzi în istoria lor se chema Dacia? Ok. Aici este un aspect care a fost explicat de către oamenii de știință care chiar se ocupă serios de chestia asta. Există la un moment dat, într-adevăr, niște denumiri care apar pentru zona aia și sunt niște autori care folosesc termenul ăsta, dar din nou ar fi discuția prea lungă și prea tehnică. Da, la un moment dat, într-adevăr, pe spațiul ăla este pus Dacia. Da? Da. Ah. Există chiar și un episcop al Daciei, dar știm că nu este din zona asta, ci este din zona. Sunt niște încurcături pe care le fac niște oameni. Da? Ei inventau Dacia acolo, așa cum la noi se inventează autostrăzi. Ei vedeau chestii care, mă rog. Bine, atunci înseamnă că este adevărat și că aveau aparate de zbor, au făcut hărți de deplasare pe planetă, la care cei de la NASA se uită și astăzi și spun că nu le pot face la nivelul getodacilor. Mai spune Funar, eu am intrat în marea grupă a haiducilor științifici în domeniul istoriei. Cum se manifestă grupul haiducilor științifici? E de ajuns să stai 3 ani de mandat al lui Funar de primar în Cluj ca să-ți dai seama că ce înseamnă haiducia asta. Și după aia chiar nu mai ai ce. Piramidele? Da. Noi știm că în România avem o mulțime de piramide. Da, s-au dus dacii la egipteni, că egiptenii nu știau să le facă și au zis, bă, frate, vezi că noi știm să facem, le facem o persoană fizică, 50-50, iese și de un gard, mai iese și de o barcă, mai iese și de o căruță, de lux și gata. Auzi, capsoman e de origine dacică, așa spune capsoman. Ăsta folosește Iliescu. Mai ții minte că Iliescu făcea capsoman la început. El era pe vremea aia. Mă rog, el era mai vechi decât vremea aia. Și atunci, da. Doamne, oare Partidul Comunist o fi fost inventat de daci? Da. Cred că prima victimă a fost burebistă. Zgură, da, uite că se confirmă. Deci și mama, nu? Vine tot din... dacă e zgură, e și mama. Alo, George Coșbuc. Dacii, dovezi incontestabile că dacii mâncau câini. Da, există și aici o tâmpenie a presei românești. Da. Una dintre tâmpenile presei românești preiau niște informații care sunt absolut normale și naturale, scoase de arheologi și prezentate la modul absolut normal și ei le fac știre de senzație. Wow, daci mâncau câini. Da, mâncau și cai, mâncau și ce găseau. Adică, cum îl eutanasiezi, așa l-ai. Exact. Cum îl prăjești, așa nu mai mișcă. Da. Exact. Dar cum a spus, mă, cum a spus Prigoana? Cum era gloriosul de ieri? Doamne. Da. Imediat. Deci, oare mâncau și pichinezi? Făceau sushi din pichinezi, nu? Daci chinezi, da, și daci japonezi, conform lui Funar, și China și Japonia au fost colonizate de către daci. Probabil și pinguinii sunt urmași și dacilor în frac care au ajuns acolo zonele. Da. Ovidiu zice, văd la ei mult mai cumplită sălbăticie decât la lupi. Da. Nu se tem de legi, ci dreptatea cedează în fața forței și zace la pământ învinsă de sabia cu care se duc luptele. Ziceai de Brăila. Așa. Deci cum există ceva ce putem admira de la daci? Pentru că de sabie s-au săvârșit. O, Hristos. Așa. Da, la ce ne folosește? La modul normal și natural și fără să ne izbim cu capetele de pereți. Daci au fost, așa cum am mai zis-o de fiecare dată, probabil cea mai importantă civilizație barbară europeană din afara lumii greco-romane. Băieții ăștia au o civilizație materială foarte solidă. Lucrau fierul și aurul într-un mod în care nu se face nici măcar în evul mediu pe european.
După cum spunea și un coleg de-a meu, un celebru film Daci Liber, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți. Nu, n-am apucat să-l vedem, doar am auzit de el. Așa, da. Cantitatea de fier găsită doar la Sarmizegetusa Regia e mai mare decât tot fierul găsit în Europa Barbară și dacă adunăm fierul de pe teritoriul regatului Dac, cel doar găsit în arheologie, e mai mult decât fierul pe care îl găsim în atelierele din Europa medievală, când fierul se lucrează la greu. Pe lângă asta, oamenii ăștia aveau, nu erau numai așa o adunătură de triburi sau uniuni de triburi sau alte alea, ci erau un regat. Aveau un rege, care la un moment dat devine și mare preot. Băieții sunt organizați, știm că aveau administrație din puținele surse care ne mai rămân din vremea aia, știm că aveau indivizi care erau responsabili cu cetățile, alții cu agricultura și așa deci mai aveau departe. Și anunțuri din alea, cum avem noi la vizier acum pe scara blocului de la administrator? Da. Așa. Deci erau într-adevăr o putere în Europa, de aia se și ajunge la războaiele cu romanii. Bine, romanii vin aici fiindcă dacii toți gândere. Adică, na, când erau tot, și adică, când aveau tot te duci și caracter infect. Da, păi una dintre glumele noastre că atunci când dacii vreau să-și facă vacanța în Grecia, și o făceau. Treceau Dunărea cu toată armata și făceau vacanța în Grecia, luau suveniruri de pe tot drumul dusător și vedeau înapoi. Și poate nu întâmplător nu mai exista fier în, atâta fier în Europa medievală cât exista la regatul Dac. Pentru că dacii, fair. Și mai lucrau și haur. Și au inventat și fair play-ul, așa? Da. E pentru și că Ferrari. Dacii s-au apucat să adune, deci ei au inventat și conceptul de fiare vechi cumpăr. De asta a dispărut tot pe persoană fizică. Ferul din perioada medievală. Și sunt, după cum vedem, probleme foarte mari cu dacii. Da. Orică e în glumă, orică în serios, da. Da, e dificil, dar complicat. Aș vrea să încheiem cu această... Stai-mă puțin. Așa. Da. Apropo de câini, mâncați de daci. Da. Ieri l-am avut la meciul declarațiilor pe Silviu Prigoană, care a spus: dragostea, sexul și gelozia nu sunt tot una. Poți să iubești un câine și fără să faci sex cu el. Nu m-am gândit niciodată așa de profund la relația cu câinii mei, sincer. Nu. Ai câini? Nici nu am drept. Da, am. Nu. Am avut nu. Tot. Nu. Da. Deci ții câini acasă. Da, uite, dacii. Mi-a bune, deviat deci tot feng shui-ul. Deci nu erau geloși, nu e nimic. Aveau o relație frumoasă cu câinele, doar că la un moment dat se gândeau să-l mănânce. Da, nu știm dacă era chestie ritualică sau pur și simplu intra în meniu obișnuit, la fel cum, dacă probabil știți sau nu, țara unde găsești cele mai variate meniuri de câini în Europa este? Da? Elveția. Ah. Ah, da? Da. Ah. N-am știut asta. Uh-huh. Ce s-a întâmplat? A fost un dac... A fost Iisus un dac plecat la muncă în Israel? Întreabă cineva. Conform lui Funar, da. Da? Da. Da, oricum, eu rămân la asta cu câinii, că, de fapt, da, o să ajungem și acolo. Mm-hmm. De fapt, ei au inventat și legile lui Moise, doar că ele au fost transcrise greșit. Și ale lui Murphy. Da. Nu râvni la câinele aproape. Morning glory, morning glory. Nu prigoni câinele nu aproape. Nu mai făbătesc acțiuni. Și mai ales nu-l mânca. Morning Glory on Rock FM.